La un an de la startul lucrărilor de reabilitare a grădiniței cu program prelungit numărul 1 din Hunedoara, vă prezentăm în imagini transformarea majoră prin care această clădire trece. Unitatea de învățământ din Piața Florilor are deja o cu totul altă înfățișare. În tot acest timp, grădinița a beneficiat de lucrări ample de la reabilitarea acoperișului, recompartimentări interioare și izolare termică până la înlocuirea instalațiilor electrice și de încălzire. Grădinița beneficiază de o centrală termică nouă. Au fost de asemenea montate noi instalații de prevenire, limitare și stingere a incendiilor. La interior, mai multe încăperi au deja montate parchetul nou, iar toaletele și bucătăria beneficiază de gresie și faianță, urmând ca în perioada imediat următoare să fie montate toate instalațiile sanitare. La exterior, clădirea a prins deja culoare, la propriu și la figurat, toate fațadele fiind acoperite cu vată bazaltică și apoi vopsite multicolor. Sperăm spre bucuria celor mici atunci când vor păși în noua lor grădiniță. În plus, urmează ca parcarea din fața imobilului să fie și ea complet reabilitată, împreună cu spațiile verzi din jur, precum și cu locurile de joacă din curtea grădiniței. Pentru securitatea la incendiu, în proiectul acestei grădinițe este prevăzută și o scară de evacuare în caz de incendiu. Lucrările la această grădiniță se derulează în cadrul unui proiect în valoare totală de 5,8 milioane de lei, pentru care Primăria Municipiului Hunedoara a obținut finanțare europeană. La încheierea lor vom putea spune că grădinița din Piața Florilor se va ridica la standardele europene în domeniu.